Mihail Saakashvili, fostul președinte al Georgiei și fost guvernator al regiunii Odessa, ar putea ajunge să fie numit vicepremier în guvernul ucrainean. Presa de la Kiev scrie că cel care a propus această funcție ar fi chiar președintele Vladimir Zelensky. Saakashvili ar fi anunțat deja că acceptă această propunere. Fostul președinte georgian a revenit la Kiev în mai anul trecut după ce i-a fost retrasă cetățenia ucraineană, stând refugiat în Uniunea Europeană pentru o vreme. Saakashvili a obținut cetățenia ucraineană în 2015, iar Petro Poroșenko l-a numit tot atunci guvernator al regiunii Odessa. Ulterior, acesta a intrat în conflict cu președintele Poroșenko, pe care l-a acuzat de corupție. În 2018, Saakashvili, devenit apartid, a fost reținut la Kiev, după care a fost deportat în Polonia.